dragile mele și dragii mei, astăzi ne revedem la un nou clip, un clip destul de celebru aici pe YouTube și anume ce se află în geanta mea. Pentru că am văzut că vă place un astfel de clip, eu am mai făcut unul în trecut, acum câțiva ani, și aș vrea să-l refac. Cam așa arată geanta mea, geanta pe care o folosesc acum este de la Avon. Am luat-o într-o ofertă undeva la 70 de lei, cred că a costat. Și vreau să vă arăt ce am eu în ea de zi cu zi, deci nu am făcut curățenie înainte în ea, nu am făcut absolut nicio modificare, pentru că vreau să fie exact cum este în general. Geanta este compartimentată cu un compartiment mare în care îți bagi toate lucrurile, două compartimente mici undeva aici pe lateral și unul mai mare aici cu fermoar. Cum este în mod normal. Ce mi-a plăcut la geanta aceasta de la Avon este faptul că și încă este în catalog și acum, mai are un compartiment aici, în față, mare, de unde este acest plic. Plicul acesta pe care puteți să vă puneți în el diverse lucruri în caz că, nu știu, ieșiți la masă. Eu m-am gândit în felul următor când am luat-o. De multe ori mi se întâmplă la servici, în pauza de masă, să ies undeva la masă și să am nevoie să-mi bag doar, nu știu, cartela de acces, telefonul și portofelul și, eu știu, banii, ceva de genul, portofelul, cardul. Și atunci nu o să stau să merg cu ele în mână sau să iau dita mai papornița. M-am gândit că acest plic ar fi ideal să-mi arunc câteva lucruri ușoare în el. Îl țin gol, îl iau, cum vă spuneam, doar dacă merg la masă. Bun. Și apoi stă foarte bine aici, în compartimentul top. Da? Cum va arăta. Bun. Deci o să vă arăt ce am în interior. În primul rând am portofelul. Portofelul care este unul de la Mango, cumpărat anul trecut. Un portofel simplu, nu o să vă arăt ce am în el pentru că nu vă sensul și rostul. Bineînțeles, am acte, carduri de la diverse magazine, farmacii, prostii de gen și bani cash. Nu țin foarte mulți bani cash la mine, dar în general am. Îmi place să am și cash pentru că se întâmplă, nu știu, să cumpăr de undeva unde nu au card, gen piață și mai știu eu unde nu au POS-uri. Apoi, mai am telefonul mobil, este un iPhone 8, nu cred că are importanță prea mare, dar în caz că vă interesează, care are o husă, apropo, care s-a făcut foarte nașpa și mi-am comandat una de pe AliExpress și o aștept și nu mai ajunge. Apoi am un astfel de o chestie din asta cu fermoar, nu-mi vine acum în minte să-i spun. Aceasta este luată din Istanbul. În ea îmi țin medicamente diverse, cum ar fi de dureri, am Nurofen, am, nu știu, paracetamol, deci chestii de genul, pentru alergii. Un astfel de portofel ar trebui să aibă toată lumea. Apoi mai am un astfel de portofel în care îmi țin chestii femeiești, adică absorbante, șervețele umede intime, chestii de genul, nu o să vă arăt, nu intru în detalii, știți voi ce avem noi în astfel de portofel. Apoi, mai am o factură de la Avon care mi-am plătit-o de curând, care a căzut și pe jos, căștile de la telefon, sunt acestea simple, cu fir, sunt foarte zgârciți cei de la iPhone, nu ți le dau gratuite când cumperi iPhone-ul, chiar m-a întrebat cineva, ți-ai luat iPhone 8, nu ți-au dat căști wireless? Nu, trebuie să mai dau vreo 7 milioane să-mi iau căști wireless, deci zgârciți. Așa, un pachet de gumă, cheile de la casă la care am tot felul de prostii și sunt foarte grele, un pix șervețele din acelea pentru, cum îi spune, acestea sunt de la Oriflame, de la Optimals și sunt din acelea pentru absorpția sebumului de pe ten. Nu mai nimeream. Așa, aici am tot așa facturi ceva, cartela de intrare de acces la servici, cheia de la mașină care este sub formă de cartelă,
Așa, ce mai am pe aici? Apoi am două rujuri. Unul este de la Avon. În general le țin pe cele care le port într-o nuanță de roșu foarte drăguță. Iar apoi am unul de la NYX din gama lingerie. Acesta la fel o nuanță foarte drăguță, un ruj lichid mat foarte bun și foarte frumos. O umbrelă. Toată lumea are o umbrelă. Husa de la umbrelă. O pudră, aceasta este de la Maybelline Dream Matte Powder. O pudră simplă, nu prea o folosesc, dar o am acolo în geantă. O pungă, mereu am pungi la mine. Din acestea de șters de la Clean, șervețele de șters ochelarii, nu șterg niciodată cu ele, dar le am. Suportul de ochelari. Am tot așa un mini portfar, să-i zic, în care am un elastic de păr, niște chestii astea, niște dischete, niște bețișoare de urechi, o mini pilă. Astea le-am luat de la un hotel, îl recunosc. Mai am aici o oglindă de la Nivea, o ungheră, o mini pilă, niște mostre de ruj și cam atât. Am un mini portfardul acesta. Nu-mi țin foarte multe chestii de make-up la mine niciodată, pentru că nu consider că nu e necesar. Am un jeton din ăsta norocos de pe la Loto. Nu știu, soțul meu mi l-a dat, azi că e norocos, îl păstrez, poate câștig și la Loto. Un bon care nu mai trebuie și o să-l și arunc. O oglindă cu o perie. Aceasta a fost de la Always. Au dat-o la o promoție ceva, dacă cumpărai o chestie. Apoi mai am un stick pe care nu l-am mai folosit de mult, apropo de asta, încă o hârtie. Am niște bomboane din acestea mentolate, pe astea mi se pare că le-am luat de prin Londra. Mai am niște șervețele umede de la Lidl, de la Froto, acestea sunt cu lămâie, un șervețel de la KFC. Aici am niște plasturi pentru bătături, se deschid, sunt într-un pouch sau nu știu cum să-i spun la chestia asta și sunt niște plasturi foarte buni pentru bătături, se emulează foarte bine pe zona din spatele piciorului și te ajută să nu faci bătăturile acelea dureroase pe care cu toate cred că le pățim când ne cumpărăm o pereche nouă de pantofi. Și mai am de la Avon, am cumpărat acest suport, să zic așa, care are o oglindă. Și în afară de oglindă aici, după cum puteți observa, am ață, ac, tot ce-mi trebuie să-mi cos repede ceva. Pentru că de multe ori mi s-a întâmplat să-mi cadă un asture, să... nu știu, diverse chestii și sunt obsedată, deci dacă îmi cade un asture, atunci trebuie să-l cos, eu nu aștept să ajung acasă. Și atunci am această mini chestie care mă ajută destul de mult, este folositoare. Ia să vedem dacă mai avem ceva, cam atât. Am golit și geanta, n-am avut multe chestii inutile și nici mizerie în geantă, ceea ce... bravo mie! Bun, cam acestea fiind prezentate și spuse, cam astea sunt lucrurile care le dețin eu în geanta mea personală. Nu sunt multe, nu sunt puține, cred că sunt suficiente și cred că toate sunt folositoare. De multe ori mi s-a întâmplat să simt geanta destul de grea și să vreau să scot lucruri din ea, dar nu m-am hotărât la ce aș putea renunța. Acestea fiind spuse, vă mai aștept pe canalul meu. V-am pupat, dragii mei! Pa, pa!